găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul ŞTV. În semn de apreciere față de activitatea de cercetare întreprinsă, primarul municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea, a acordat distincția 400 de ani de oraș liber regesc profesorului Veseli Tibor. Scopul acestei inițiative este reprezentat de evidențierea personalităților care și-au adus contribuția activ la dezvoltarea comunității locale și nu numai. Pentru activitatea sa de profesor și pentru exemplul de bune practici oferit în școlile și universitățile din Târgu Mureș, s-a acordat din partea primăriei placheta orașului nostru. Noi vă dăm această plachetă a orașului, este o plachetă care a făcut-o cu ocazia 400 de ani de oraș regesc și am ținut mult la a da un imbold și pe tema asta și este și insigna care a făcut-o și merge la, și să o purtați cu plăcere, pentru că să știți că orașul merită să-i respecti istoria și mai ales prin ceea ce transmiți generațiilor următoare. Edilul municipiului Dorin Florea și-a exprimat respectul față de vremurile trecute, evidențiind importanța promovării valorilor și a susținerii procesului educațional. Mulțumesc. Profesorul Veseli Tibor și-a desfășurat o bună parte din activitatea sa în cadrul liceului Băioi Forcaș, precum și la universitățile Petru Maior și Sapienția. În cadrul acestor instituții de învățământ superior, el a reușit să traducă manuscrisele fraților Băioi, lucrări regăsite în colecția bibliotecii Telechi din orașul nostru. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, astfel că surprizele pregătite de municipalitate pentru Târgu Mureșeni continuă. Dat fi faptul că este perioada propice sporturilor de sezon și în acest an oameni de toate vârstele au avut posibilitatea să încerce suprafața de gheață la deschiderea oficială a patinoarului. La doar câteva minute de la deschiderea patinoarului, sute de târgu mureșeni de toate vârstele au încălțat patinele și au luat cu asalt suprafața de gheață. În ciuda temperaturilor scăzute înregistrate în termometre, târgu mureșenii, cu mic, cu mare, au fost prezenți în parcul municipal din Târgu Mureș, având posibilitatea și în acest an să încalțe patinele, bucurându-se preț de câteva clipe alături de cei dragi. În ceea ce privește taxele, pentru că pe foarte multă lume interesează taxele, ele n-au fost mărite de 4 ani de zile, deci mergem pe hotărârea de acum 4 ani, timp de o săptămână va fi gratuit, iar în următoarele zile, deci după o săptămână va fi 10 lei pentru adulți, iar în ceea ce privește copiii, până la 6 ani, va fi gratuit până când ne va permite timpul și vom avea patinoarul deschis. Vorbim de 3 patinoare, unul pentru copii până la vârsta de 4 ani, unul pentru copii până la vârsta de între 4 și 8 ani și unul pentru adulți care este peste 1600 de metri pătrați. Chiar dacă știu sau se străduiesc să învețe câteva șire tricul pentru a patina, provocarea lansată de primăria municipiului a fost acceptată atât de copii cât și de adolescenți sau adulți. E bună gheața, nu sunt bun eu. În rest e ok. Sunt un om ambițios de fel și dacă vreau să mă apuc de ceva, chiar mă apuc. Încep așa încet și de urmă o să fie bine. Când am făcut 3 ani, atunci am învățat și de atunci am mai trecut ceva timp. Și cum mi se pare gheața? Destul de ok, sper mâine să fie mai bine. Dincolo de distracție și ceai cald, târgu mureșenii au urmărit într-un decor specific sărbătorilor de iarnă demonstrația de patinaj artistic oferită de sportivii prezenți. Polițiști mureșan va participa la o misiune de patrulare în Paris și copiii internați la secțiile Spitalului Clinic Județean Mureș au primit daruri de Moș Nicolae. Mai multe detalii aflați în știrile pe scurt. O polițistă de la Serviciul Rutier Mureș va participa la o misiune de patrulare în Paris, Franța. Românca va patrula alături de polițiștii francezi pentru descurajarea activităților infracționale în zonele cu mulți turiști. În perioada 6 decembrie 2016-31 ianuarie 2017, 11 polițiști români vor participa la o misiune de patrulare în Paris, Franța. Scopul misiunii este acordarea de sprijin și asistență directă autorităților de resort franceze în asigurarea securității zonelor cu afluență turistică sezonieră, unde se pot să
săvârși fapte antisociale. Polițiștii români vor participa alături de polițiștii francezi la activități de patrulare și misiuni de siguranță publică pentru prevenirea faptelor de infracționalitate stradală, vor sprijini verificările efectuate de polițiștii francezi în stabilirea identității persoanelor de cetățenie română care sunt victime sau autori ale unor fapte penale. Polițista din Mureș care participă la misiune are experiență în structurile operative ale Poliției Române și a parcurs un proces de selecție care a constat în verificarea cunoștințelor teoretice, legislative și a nivelului de cunoaștere a limbii țării în care va desfășura activitatea. Angajații Spitalului Clinic Județean Mureș și-au unit forțele pentru a face o bucurie de sărbători copiilor internați pe secțiile instituției. În luna noiembrie s-a derulat o campanie internă de strângere de fonduri, iar în urma implicării active a echipei SCG Mureș s-a adunat o sumă din care au fost oferite pachete cu dulciuri și fructe pentru aproximativ 100 de copii de la Preventoriu TBC, Secția Clinică Pediatrie, Secția Neonatologie Prematuri, Secția Clinică Pneumologie și Secția Clinică Boli Infecțioase 1 cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae. Copiii de la Preventoriu TBC petrec în medie 3 luni internați în spital. Din acest motiv, pentru ei au fost cumpărate și seturi de pijamale. A doua parte a proiectului Împărțim zâmbete de sărbători se va derula în perioada 19-22 decembrie, când vor fi oferite rechizite și jucării copiilor de pe secțiile SCG Mureș. Educația constituie o ramură importantă în ceea ce privește dezvoltarea tinerelor generații prin însușirea cunoștințelor din diverse domenii. Bazându-se pe acest aspect, reprezentanții administrației publice locale a municipiului Reghin au aprobat proiectul de hotărâre prin care elevii de gimnaziu vor beneficia de burse mai mari pentru al doilea semestru. Din cel de-al doilea semestru al acestui an școlar vor beneficia de burse de performanță, merit, studiu și burse sociale chiar și elevii ciclului gimnazial. Este un act normativ valabil de mai mulți ani. Noi abia acum am avut o deschidere și am aflat că se poate face și acest lucru, pentru că este extraordinar ca și un copil care este la gimnaziu de între 5 și clasa 5 și 8 să fie recompensat pentru eforturile lui și de a fi stimulat ceilalți copii să performeze în învățământ și să fie atrași cât mai mult în a-și dezvolta cunoștințele și a participa la cursurile pe care Ministerul și cadrele didactice din Reghin îl fac cu atâta dăruire. Bugetul alocat pentru bursele elevilor reprezintă atât un ajutor oferit părinților, cât și o recompensă a rezultatelor obținute la învățătură. Am fost destul de curajoși și am avut o deschidere totală și s-a dublat numărul de burse, ceea ce este un lucru extraordinar și vreau să vă spun că pentru anul 2016-2017 avem în total 11 burse de performanță. Asta este în urma inventarierii la toate școlile pe care le avem în subordine, 210 burse de merit, 222 de burse de studiu și avem 105 burse pentru cei cu probleme sociale. Deci am dublat numărul de burse, suma este substanțială, valoarea totală a burselor pe care o acordăm instituțiilor de învățământ este de peste 32.000 de lei lunar. Aceste burse constituie un mod de a-i stimula pe elevi, dar și un mijloc de prevenție și reducere a absenteismului și a abandonului școlar. Partea itinerantă a anualului de arhitectură organizat de filiala Mureș a Ordinului Arhitecților a fost expusă și în acest an la Reghin. Inițiativa are scopul de a prezenta atât publicului cât și specialiștilor din domeniu o parte din creațiile realizate de arhitecții mureșeni. Expoziția a fost găzduită la Casa de Cultură Eugenii Coară și a fost finanțată prin timbrul de arhitectură, aceasta aducând în fața publicului 30 de lucrări. Aici sunt patru secțiuni, arhitectura locuinței, arhitectura dotărilor pentru comunitate și activități economice, arhitectura pentru comunitate, spațiu public, patrimoniu, amenajări interioare și arhitectură tânără. Aia reprezintă proiecte de școală, lucrări nerealizate, studii, așa. S-au acordat. Sunt toate realizate. Da. Sunt și câteva la secțiunea arhitectură tânără care nu sunt realizate. Proiectele arhitecturale au participat la anuala de arhitectură Mureș 2016, unde jurul a fost format din 5 membri, printre care s-a numărat și președintele Ordinului Arhitecților din România, secretarul de stat în Ministerul Culturii și alți arhitecți cunoscuți. Pentru tinerii arhitecți au acordat un premiu unei reghinence, doamna Tămășan sau domnișoara Tămășan, pentru proiectul prezentat, un semn de carte.
Care este piesa de rezistență din proiectele expuse aici? Asta mi-e greu. Asta mi-e greu să mă pronunț. Fiecare este interesantă și arată, de fapt, că cei care au creat ceva în domeniul arhitecturii sunt și doritori să și le expună. Principalul scop al acestei expoziții a fost reprezentat de evidențierea talentului și aptitudinilor celor 105 arhitecți din județul nostru. Noi, arhitecții, spunem că este una din cele mai vechi meserii din lume și foarte utilă societății, pentru că trebuie să ai suportul să-ți realizezi un cămin. Noi mai glumim că sunt arhitecți și ingineri și zicem că unul face căminul și unul face casa. Totodată, prin intermediul evenimentului, se dorește ca tinerii pasionați de domeniu să poată descoperi o parte din tainele acestei profesii, astfel că au putut fi admirate lucrări specifice mai multor ramuri ale arhitecturii, de la cea de obiect și interioară, la cea peisagistică și de urbanism. Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în colaborare cu Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii Mureș, alături de Asociația Nevăzătorilor, Asociația Națională a Surzilor din România, HIFA România și cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, au organizat la Reghin un program special care aduce în centrul atenției persoanele cu dizabilități. Scena Casei Municipale de Cultură Dr. Eugen Icoară din Reghin a găzduit un spectacol deosebit, plin de culoare și emoție, care a adus multă bucurie și zâmbete pe chipurile persoanelor cu dizabilități. În această seară, Școala Populară de Arte din secție din cadrul Centrului Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică, care se numără printre organizatori, oferă un program de varietăți. Un program de varietăți include muzică ușoară, muzică populară și muzică clasică și vom avea, printre altele, persoane cu dizabilități locomotorii care au alcătuit perechi cu persoane care nu au dizabilități locomotorii și cu care dansează. Această trupă de dans se numește BB Dance. BB vine de la Building Bridges, adică au clădit poduri între oameni cu dizabilități locomotorii și persoane sănătoase din punct de vedere fizic. Chiar dacă poartă o luptă zilnică cu dizabilitatea, aceste persoane reușesc să ofere adevărate lecții de viață nouă tuturor. Pentru puterea de care dau dovadă de fiecare dată, acești oameni merită toată atenția noastră. E o bucurie foarte mare pentru mine, fiindcă trebuie să ridicăm barierele, că nu tot una că noi sănătoși putem ajunge oriunde, dar ei, din păcate, nu. Societatea trebuie să se deschidă, trebuie să ne întindem și noi mâna, că câteodată un om sănătos nici nu știe cum să se apropie de o persoană cu handicap. Crede că îl jignește, se uită la el, dar totdeauna am zis că persoanele cu handicap trebuie iubit și nu din milă să te uiți la el și să stai lângă el măcar 10 minute și o să cunoști un om deosebit. Prin dans, muzică și veselie, organizatorii au reușit să reînvie în sufletele celor prezenți magia sărbătorilor de iarnă. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!